Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al județului Prahova. Adică Parcul Vest, Parcul Ploiești, sau cum... Parcul Municipal, care e denumirea corectă? Parcul Vest. Da. Parcul Municipal Vest, le mulțumim colegilor noștri din Consiliul Local al municipiului Ploiești pentru această oportunitate de a ne permite nouă să dezvoltăm anumite proiecte de investiții în parcul Ploiești Vest pentru ploieșteni. Avem, după cum știți, un studiu de fezabilitate, ba nu, avem o licitație în care am declarat câștigătorul pentru un studiu de fezabilitate, pentru tomierea unui studiu de fezabilitate pentru o sală polivalentă și cea mai bună locație care credem că ar fi Parcul Ploiești Vest. Avem, cred că și pentru patrimoniul, nu? Da. Avem tot așa un câștigător care trebuie să-i dăm oriunde începe, tot pentru un studiu de fezabilitate, pentru un bazin olimpic. E olimpic sau semi-olimpic? Pe olimpic și are și bazin de sărituri. Și are și sărituri, da? Da. Și mai avem tot așa câștigătorul și trebuie să-i dăm oriunde începere pentru un patinoar care arată totuși cu tribune, exact tot ce trebuie pentru meciuri de hockey sau pentru cei care vor să patineze fie iarna, fie vara. Cea mai bună locație pe care am identificat-o noi este Parcul Ploiești Vest și atunci Parcul Municipal Ploiești Vest cu suportul, cu sprijinul, prin amabilitatea consilierilor locali, vă rog să acceptați această solicitare pe care trebuie să le comunicăm și să le transmitem.